Un proiect al Ministerului Sănătății prevede sancțiuni aspre pentru farmaciile care nu își respectă programul de lucru, precum și pentru furnizorii de servicii de radioterapie. Pentru farmaciile aflate în contract cu casele de asigurări de sănătate se aplică o diminuare a sumei cuvenite pentru luna în care s-au înregistrat aceste situații, cu 5% la prima constatare, cu 10% la cea de-a doua constatare și cu 16% la cea de-a treia constatare. Pentru furnizorii de servicii de radioterapie se va lua măsura reținerii unei sume calculate prin aplicarea unui procent la contravaloarea serviciilor aferente lunii în care s-au înregistrat aceste situații, de 20% la prima constatare, de 30% la cea de-a doua și de 40% la cea de-a treia. La cea de-a patra constatare, contractul se reziliază.